Bună ziua! Cred că toată lumea care a circulat cu avionul nu știe că unul din pionierii aviației mondiale, internaționale, a fost și un român. Un român numit Traian Dumbuia, care s-a născut în Surducu. Surducu mic, comuna Bujor, care astăzi se numește comuna Traian Vuia, județul Timiș. Pe vremea aia, Timișul, cum și astăzi, este în Banatul Austro... Este în Banat, însă atunci Banatul era sub ocupația Austro-Ungariei. Știm că în 1918, după al doilea război mondial, Banatul și Transilvania se unesc cu România după primul război mondial. Ce să spun? A fost inventator, unul din pionierii aviației civile românești, inginer mecanic, inginer aerospațial, inginer inventator, avocat și aviator. Traian Vuia se naște în 17 august 1872 în familia preotului Simeon Popescu și Ana Vuia din județul Timiș. Traian Simeon Popescu era căsătorit pentru a doua oară cu această doamnă Ana Vuia. Vom vedea că la un moment dat el se întâlnește la Paris cu faimosul sculptor Constantin Brâncuș, care și el este fiul celei de-a doua soție a tatălui său, Nicolae Brâncuș. Dar vorbim altă dată despre Brâncuș. Traian Vuia este un geniu, un geniu sărac. Ca toți, eu n-am înțeles niciodată de ce Dumnezeu... Spun și eu o chestie banală. De ce Dumnezeu nu a dat celor cu bani să descopere toate aceste chestii? Toate invențiile care s-au făcut de-a lungul timpului. Pentru că toate aceste invenții, penicilina lui Fleming, Brâncuș, acum vorbim de ăștia mai apropiați de noi, din epoca modernă, Traian Vuia cu primul aeroplan și alții, de ce nu le-a dat ălora? Aveau bani să meargă frumos să-și breveteze proiectul, să-și facă lucrări, să facă anumite articole, să scrie articole în ziare, să povestească ce s-a întâmplat, cum și cum s-a descoperit. Mă rog, asta e una părere a mea. Să ne întoarcem la Brâncuș. Brâncuș a crescut în familia preotului Simeon Popescu și se pare că a mai avut o soră. S-ar putea să fi fost doi copii. În 1884, deci la vârsta de 12 ani, începe să frecventeze liceul catolic roman din Lugoj, romanul catolic din Lugoj, pentru că Lugojul era sub dominație ungară, austro-ungară. Religia era mai mult catolică. Și astăzi se întâmplă să fie anumite școli romano-catolice. Așa că el a studiat 8 ani în acest liceu din Lugoj. Însă la Lugoj a avut norocul să cunoască pe politicianul român Coriolan Brădicianu.
care îl ajută pe Traian Vuia și îl consiliază, dar îl ajută și cu bani de foarte multe ori. Și cum acest domn era și politician în dieta ungară, o să ajungem să povestim un pic. Dieta ungară este Parlamentul Ungariei și astăzi se numește la fel dieta Ungariei. Deci Parlamentul a rămas același. Dieta se cheamă în Ungaria. L-a ajutat cu bani și era mai mult în casa lor. După ce și-a diploma de bacalaureat în 1892, se înscrie la Universitatea Politehnică din Budapesta și face un an la Seral, pentru că taxele, domnilor, taxele erau peste puterile unui. Cu taxele și eu mă confrunt, n-am vrut să urmez o școală în Italia, trebuie o taxă mai mare. Și până la urmă am rămas și fără școală sanitară din Târgu Neamț, mi-a furat. Mă rog, asta e altă problemă. Și face numai un an la Politehnica de Mecanică și Fizică din Budapesta. Așa, cum nu avea bani să se întrețină, a trecut la Facultatea de Drept. Pentru că la Facultatea de Drept nu era nici așa mare taxa și nici frecvența. Așa că devine avocat. Dar nu înainte de a face de a munci în diferite cabinete de avocatură. În 6 mai 1901 obține doctoratul în jurisprudență cu tema militarism și industrialism în regim status contractus. Apoi, cu această diplomă, el se întoarce în Lugoj și continuă a fi interesat de problema aviației. Adică aviația pentru el era o chestie, Dumnezeu să dise în el, o sămânță atât de puternică încât nu era nimic mai interesant și important pentru el decât aviația. Și el visa să facă o mașină zburătoare, dar toți îi spuneau că, băi, nu se poate o mașină care să zboare prin aer, o mașină mai grea ca aerul, adică era o chestie din aia, o mentalitate din aia, dați seama, la începutul secolului 20, mentalitatea încă era departe. Așa că proiectează la Lugoj prima mașină zburătoare numit aeroplan, însă nu are bani să ducă proiectul la final. Iar în anul 1902 se hotărăște să plece la Paris și să caute sponsorizare printre patrioții de practicanți, eu știu, proprietari de mongolfiere, adică de baloane umflate cu aer cald. Merge direct la un anume, probabil că el era cel mai interesat de aceste brevete și invenții, la un domn care se numea Victor Tallin, tehnician cunoscut și expert care încă din anul 1879 a construit un aeromodel. Deci mai era un domn la Paris care a construit și el un aeromodel. Și acesta l-a lăsat. Apoi el merge la Academia Franceză de Științe. Nici acolo nu prea... Oamenii erau sceptici, nu... Înțelegeți? Nu erau interese. Adică toată lumea se gândea, băi, când face cineva o sponsorizare, să știți că toată lumea o face dacă știe că are ceva de câștigat în schimb. Și toți erau așa, băi, să fie, să nu fie. În 1884 studiam așa. Coriolan Bredicianu, vorbim un pic despre politicul Bredicianu. Este un
Bănățean, născut în 23 decembrie 1849, la Lugoj, în județul, în regiunea Severin, care a studiat la Budapesta avocatura și ajunge deputat în Dieta Ungariei, reprezentând Partidul Național Român. Acum, ardelenii chiar aveau în Dieta Ungară, aveau reprezentați. Uitați, acest domn Bredicianu este unul din reprezentanții Partidului Național Român în Dieta de la Budapesta. În 1 iulie 1802 sosește la Paris, având proiectul original aeroplan automobil, conceput în studenție, și cu tot el a făcut și o machetă, o schiță din aia, adică machetă. O mașină miniatură. În 1902-1903 începe construcția aparatului și Traian Vuia, acum ne întoarcem la Traian Vuia, și perfecționează detaliile, însă nu are banii necesari. Ajutorul vine tot de la politicianul român Bredicianu. Bani, adică toate el îl sponsorizează. În 1904 construiește motorul aeroplanului său și obține brevetul numărul, stai că avem aici pe undeva, brevetul cu numărul 33332 de 1106. O să vedem că l-am scris pe undeva, dar am atât de multe chestii că o să ajungem la momentul potrivit. În 1905 termină lucrul la partea mecanică a aparatului și este gata spre sfârșitul anului 1905. Și se montează motorul și este poreclit liliacul, pentru că are o formă alungită. Când acest aparat cântărește 250 de kilograme și are 14 metri pătrați lungime. Motorul are 20 de cai putere și tot în 1905 face primele experiențe cu automobilul zburător fără aripi, însă, ca să se poată obișnui cu el, să-l manevreze. În 18 martie 1906 la Paris, în Montesson, aparatul Vuia 1 a zburat pentru prima dată 50 de metri, apoi a luat înălțime 1 metru, a mers 12 metri lungime, deasupra, în aer, 1 metru, nu mai mult. Vă dați seama, toate ziarele vremii povesteau despre marea descoperire a lui Traian Vuia. Dar înainte de 18 martie, el se frecventa deja cu Constantin Brâncuș și mergea la atelierul său. Știm că marele Brâncuș a fost elevul lui Rodin, cel mai mare sculptor în vremurile alea. A luat lecții și avea un atelier propriu. Și se frecventau. Și înainte să meargă pe pistă cu aeroplan, el merge în atelierul lui Brâncuș și povestesc acolo unul altuia, unul în ardelenește, unul în oltenește, își spun și toți ajung la aceeași concluzie. Băi, nu sunt bani, suntem săraci și nu avem bani. Adică suntem un pic, avem nevoie de ajutorul francezilor. Eu nu am înțeles de ce a stat. Nu a fost alungat. Adică Traian Vuia nu a fost plecat în exil în Franța. A plecat pe sponsorizare. Nu s-a certat cu nimeni. Nu a avut niciun fel de probleme. Acum vine primul război mondial. În primul război mondial, Traian Vuia lucrează pentru francezi la sectorul, la departamentul invenții și brevete. Și
pentru aliați, nu știu, încă în primul război, Antanta și așa. El era în blocul aliaților, Antanta. Și acolo, pe lângă faptul că se ocupa de aviație, de așa, el scria și manifeste pe soldații din Imperiul Austro-Ungar. Soldații români, sârbi, cehi, slovaci și alte, de alte naționalități. Pentru că Imperiul Austro-Ungar era fondat pe un teritoriu atât de mare încât se vorbeau 22 de limbi. Așa că el scria manifesti în toate limbile astea, pentru toți soldații ăștia. După terminarea războiului, în 4 august 1919, are loc la Paris conferința de pace după război, adică și România are ca membri pe Traian Vuia și alții. Cei mai importanți sunt Traian Vuia, Alexandru Vaida Voievod și mai erau mai mulți. Acum toată delegația intră în masonerie. Cineva, într-un fel, masoneria l-a ajutat pe Traian Vuia. Pentru că eu am mai spus de multe ori, au fost oamenii care au avut un pic de noroc mai mult, cum are Traian Vuia, și-a realizat proiectul lui, dar să știți că în spatele acestor proiecte a fost masoneria. Și el se înscrie în loja masonică franceză Ernest Renan, împreună cu Alexandru Vaida Voievod. Cine era Alexandru Vaida? Alexandru Vaida era un politician, medic, publicist și lider mancat al Partidului Național Român din Transilvania. El era născut în Solno cu interior în Ungaria. Apoi, din Partidul Național Român, trece în Partidul Național Țărănesc din Transilvania și intră în politică în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand, arhiducele austro-ungare, care este asasinat în 1914 și care a fost motivul pentru declanșarea primului război mondial. Deci, acest domn Alexandru Vaida face parte din anturajul acestui arhiduce, Franz Ferdinand, care la Sarajevo este asasinat de partizanii sârbi și de unde va începe cel de-al doilea, primul război mondial. Este susținător al drepturilor României, românilor transilvaneni, iar după unirea Transilvaniei cu România în 1918 a fost liderul marcant al Partidului Național Țărănesc și chiar a fost domnul Alexandru Vaida prim-ministru al României, a lucrat și la ministerele de interne și externe și a sprijinit regimul regelui Carol al II-lea. Din cauza că trece în apărarea regelui, iese din Partidul Național Țărănesc și își creează un partid propriu. Așa că devine consilier regal. Domnul Alexandru Vaida Voievod devine consilier regal. Ok, Traian Vuia primește brevetul în 15 mai 1903, care 332 de 1106, cum spuneam, avion pe bază de combustibil, drept combustibil, era anhidrida carbonică. În timpul primului război mondial, Vuia este în Franța și lucrează la serviciul de invenții, contribuind la perfecția aviației militare aliate. Și după cum spuneam, are